În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Una din cântările pricestele noastre spune așa: numai odată tu trăiești și cui ai vrea ca să-i slujești? Numai o inimă tu ai și cui ai vrea să-i obedai? Ori ai slujitul lui Iisus și inima s-o îndrepti în sus, Iisus ar fi stăpânul tău, iar tu ai fi copilul său. Dragii mei, ziua de Paști trebuie să fie ziua trezirii, ziua întoarcerii. Avem cu toții doar o singură viață și nu știu ce vom putea lăsa copiilor noștri ca moștenire, dar vă spun așa, cea mai mare moștenire pe care o putem lăsa e viața noastră. La final vieții tale și la final vieții mele, viața ta va fi o propoziție. Într-o propoziție, viața ta și viața ta, viața mea și viața ta va fi cuprinsă. Auziți, vă rog, care a fost propoziția Mântuitorului? Am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o tu să o fac. Auziți propoziția Apostolului Pavel: m-am luptat lupta cea bună. Auziți propoziția lui Iuda: l-a vândut pe Iisus. Auziți, dacă vreți, propoziția lui Caiafa: l-a dat pe Iisus la moarte. Auziți propoziția lui Pilat: l-a judecat pe nedrept. Întrebarea e așa: care ai vrea să fie? Cum va suna propoziția vieții tale? Și în dimineața aceasta vrem să învățăm cum să lăsăm o moștenire frumoasă după noi în lumea aceasta. În primul rând, lasă o moștenire a bunătății și a dragostei după tine. Repet, că asta e foarte important. Lasă după tine o moștenire a bunătății și a dragostei. Hristos ne-a învățat așa: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Unul din profesorii mei din tinerețe a povestit și a spus așa: am avut la rândul meu un dascăl evreu și acest dascăl evreu mi-a spus povestea celui mai bun rabin, celui mai bun om care a trăit vreodată pe pământul acesta. Și au zis povestea lui. Ieșea din curte și mergea pe stradă. Dar pe strada aceea era un om rău, rău, rău. Când îl vedea pe rabin, trecea lângă el și îl scuipa. Rabinul nu spunea nimic, nimic, nimic. Lua batista, se ștergea. Asta se repeta și a doua zi. Rabinul mergea liniștit, pe cealaltă parte venea omul rău și omul rău trecea repede pe lângă rabin și din nou îl scuipa. Și rabinul scotea batista, se ștergea. S-a repetat a treia zi. Cineva a văzut scena asta și l-a întrebat pe rabin: domnule rabin, de trei zile te scuipă, nu-i spui o vorbă, doar iei batista și te ștergi. Și rabinul a spus așa: dacă asta e plăcerea lui, să mă scuipe, îi fac această plăcere, dacă asta e plăcerea lui. Eu sunt omul lui Dumnezeu și n-am voie să răspund altfel. Dragii mei, ceea ce face farmecul lui om, ascultați-mă, e bunătatea lui. Lasă după tine un parfum al bunătății. Cu fiecare om care îl întâlnești, să fie atât de marcat
de inima ta bună, de forma ta caldă. El a fost lor mormântare la Dulciu, în satul meu natal. Prietena cea mai bună a măicuții mele a plecat în veșnicie. Părintele paroc de acolo și adevărat ce a spus, vecina mea avea vorba atât de dulce, după ce intra în casă, oricine intra, spune așa, Dumnezeu să te alătuie, Dumnezeu să-ți alătuie zilele. Merge atât de mâncăiat de acolo, pentru că cineva cu inima bună, vărsa mireasmă bună, bună peste tine. Ascultă-mă, începe de astăzi, prin tot ce poți, lasă figura aceea încruntată, privirea aceea dură, vorba aceea aspră, ascultă-mă, începe din familia ta de astăzi, zâmbește dulce, lasă bunătate, lasă bunătate, toată lumea e sătulă de figuri acre și o lume întreagă așteaptă să fii bun. Omule, fii bun, că au venit Paștele, dar fii bun pentru toată viața. Asta rămâne. Ne aducem aminte de oameni care au plecat din lumea aceasta, dar figura lor de bunătate, de dăruire, a rămas pentru totdeauna în inimile noastre. Prima moștenire, lasă o moștenire a bunătății. Mai lasă ceva, trei lucruri voi avea. Lasă o moștenire a unei familii frumoase și a încurajării în lumea aceasta. Eu consiliez săptămânal familii între 30 și 50 de ani care oameni fără minte își permit să calce inima copiilor în picioare și spune, m-am săturat de asta, eu făcut trei prunci și o calc în picioare. Și pe ea, și pruncii lui. Nu-i bine. Ascultă-mă. După Dumnezeu, familia e cel mai bun lucru pe care îl ai în lumea aceasta. Fă din casa ta un colț de rai. Tu te spune asta soției tale, nu i-ai spus de 20 de ani, spune-i că o iubești, spune-i că e așa de frumoasă, spune-i că ți-a purtat de grijă. Tu te spune soțului tău, îți mulțumesc, bărbate, pentru tot ce ai făcut tu. Dar nu uita că ai și prunci. Lasă ca pruncii tăi să-L vadă în tine pe Dumnezeu. Trei gânduri simple vă spun aici să le dea de gândit. Oferă, sau întrebarea e, le ofer copiilor tăi lucruri sau te ofer pe tine însuți? Copii la televizor, la internet, ascultă-mă, vei plăti scump asta, ocupă-te dumneata de ei. Nu lăsa ca televizorul, drogații să fie mentorii copiilor tăi. Ocupă-te dumneata de ei. Fii dumneata mamă, fii dumneata profesorul copiilor tăi. Întrebarea e, dai mai mult să faci bani prin străinătate sau cariere decât pruncilor? Ascultă-mă. Banii se duc cu totul. Ai grijă de pruncii tăi. Ai grijă de nepoții tăi. Și mai e ceva. Ești dumneata, întrebare grea până acum, un etalon spiritual pentru copiii tăi? Ei vor spune, vreau să fiu ca mama. Am văzut-o pe mama cum se pot pune în genunchi. Am văzut-o pe mama cum se închină. Am văzut-o pe mama cum se merge la biserică. Vreau să fiu ca mama. Acum copilașii parcă nu bagă de seamă. Dar tot ce punem în mințile lor rămâne pentru totdeauna. Ascultă-mă, lasă o moștenire frumoasă în familia ta. Dă tot ce poți pentru familie. Vă spun ceva,
relațiile scap florile, dacă nu le întreții, se strică. Relațiile trebuie întreținute cu multă delicatețe și vă mai spun un secret la toți, care nu-i mare secret. În familie, dacă nu lași de la tine, pușcă, lasă de la tine că nu mori, lasă de la tine, dragă, să vezi că lucrurile funcționează. Făchem să ne hotărâm să lăsăm o moștenire frumoasă familiei, familiilor care vin după noi. Și mai am un gând. Lasă o moștenire a excelenței în jurul tău. Am auzit povestea unui tânăr care a fost la hotel, s-a îmbătat, a fost toate minunile acolo și a plecat de acolo. L-a sunat recepționera, n-a uitat, n-a lăsat ceva aici, n-a lăsat nimic. Ba, ai lăsat, zice, o impresie foarte rea, zice, ai lăsat foarte. Dragii mei, noi lăsăm impresii în lumea aceasta. Facem să lăsăm astăzi, să începem să lăsăm în viața noastră un model al excelenței. Eric Lille a fost un tânăr provenit din China, locuia în Anglia. În 1924 a participat la Jocurile Olimpice care se țineau la Paris. Tânărul era credincios. El era pregătit de echipa țării lui la cursa de 100 de metri alergare. S-a întâmplat însă că duminica i-a picat, scândea să fugă și l-a spus, în ruptul capului, duminică dimineața, chiar dacă eu sunt în Paris, eu mă voi duce să mă închin la biserică, eu mă voi duce să mă rog, eu nu voi alerga acolo. A venit antrenorul, au venit echipa și a spus, ne faci de rușine, reprezinți țara. Nu, eu nu pot să fac asta, nu l-au putut convinge. S-a întâmplat însă că cel din lotul englezilor s-a accidentat și n-aveau cine să fugă pentru cursa de 200 de metri și cursa de 400 de metri. Și Eric Lille a spus așa, voi alerga eu, dar nu ești pregătit, voi alerga eu. Istoria spune că a scos la cursa de 400 de metri 4, ceva minute cel mai bun record. Când a ajuns în capăt a strigat tare un verset din Vechiul Testament care spune așa, voi cinsti pe cel care mă cinstește. Și a strigat de 3 ori, voi cinsti pe cel care mă cinstește. Și a spus, toată slava i-a lui Dumnezeu, de aceea am ajuns pe primul loc. El a plecat, dar după el s-a făcut un film, Carele cu foc, care a fost rulat de multe ori și personajul principal a fost Eric Lille. Și tema a fost așa, el a dat ce a avut mai bun, el a dat maximul pentru viața aceasta, el a dat excelența. Dragii mei, viața noastră trece sau aproape a trecut. Nu știu cât mai rămâne de aici, nimeni de aici nu poate ridica mâna să spună și Paștele viitoare vom cânta aici Hristos a înviat. Dar eu vă chem astăzi să spuneți așa, să spuneți din toată inima, Doamne Iisuse Hristoase, vină în mine, învie-mă, Doamne! Doamne, vreau de acum înainte să las toate răutățile la o parte și să dau bunătate, bunătate, bunătate. Doamne, vreau ca familia mea să o portă în rugăciune, dar vreau să mă port dumnezeiești acasă. Să spună soția, s-a întâmplat ceva. Să spună soțul, să spună copiii. Și Doamne, vreau să trăiesc viața la excelență. Îs șofer, vreau să fiu șofer excelent. Îs doctor, vreau să trăiesc excelența. Vreau pe toate planurile să fie excelența. Așa vă doresc eu.
ca Hristos să învie în noi și noi să trăim excelență pentru slava numelui Lui, Hristos a înviat.